A fost odată ca niciodată într-un colț îndepărtat al regatului de sufragerie, un loc de care nimeni nu îndrăznea să se apropie. În această lume de basm, șobolanii erau nobili, iar gândacii de bucătărie erau viteji cavaleri. Regele șobolon cel al Fertulea conducea cu înțelepciune și curaj, iar regina Gândacamelia era cea mai frumoasă și ageră ființă din tot regatul. Într-o zi, în timp ce se pregăteau de marele bal al regatului, un anunț important răsuna prin coridoarele palatului. la acel mărunt, un tânăr și curajos șobolan, tocmai găsise o poțiune magică care promitea nemurirea, ascunsă în spatele unui frigider vechi. Dar, pentru a obține această poțiune, trebuia să treacă prin trei încercări teribile. Prima încercare era să recupereze cheia plumburie din beciul fermecat al lui mărunțel șobomici, un bătrân înțelept șobolan cunoscut pentru capcanele sale viclene. A doua încercare era să înfrunte șoricănozaurul, un monstru înfricoșător care păzea comoara firimiturilor. Iar a treia ea încercare era să găsească inelul gândacului, un artefact mistic ascuns în grădina fermecată a gândacameliei. Prâs la cel mărunt, cu inima plină de curaj și dorință de aventură, porni la drum. Ajuns în beciul fermecat al lui Mărunțel Șobomici, Prâslea se confruntă cu primele capcane. Trebuia să sară peste brânză topită, să evite cursele pentru șoareci și să navigheze printre felile de salam întinse ca niște capcane ascunse. Cu abilitate și noroc, reuși să ajungă la cheia plumburie, dar nu fără a primi un sfat de la Mărunțel. Ai grijă la nozaur, se hrănește cu vitejia celor slabi de inimă. Cu cheia la cingătoare, prâslea plecă mai departe, înfruntând teama și întunericul. La marginea unei păduri de pâine uscată, îl întâlni pe șoricănozaur. Monstrul era un uriaș șobolan robotic, creat din componente vechi de calculator și piese de Lego. Cu dinți de sârmă și ochi roșii sclipitori, era o adevărată încercare. Prâslea nu se lăsă intimidat. Folosind cheia plumburie, reuși să dezactiveze temporar creatura, găsind în interiorul ei comoara firimiturilor, un cufăr plin cu cele mai fine delicii de șobolan. Însă lupta cu șoricănozaurul îi slăbise forțele, așa că Prâslea își aminti de sfatul bătrânului mărunțel și decise să-și păstreze mintea limpede și inima curajoasă. Ultima încercare îl duse în grădina fermecată a gânda cameliei. Aici, Florile se deschideau la auzul pașilor săi, iar copacii își întindeau crengile ca niște brațe protectoare. Inelul gândacului era ascuns într-un loc unde doar cei cu adevărat curajoși și puri la inimă puteau ajunge. Cu inima bătându-i în piept, prâslea se apropie de centrul grădinii, unde descoperi un lac cristalin. Pe suprafața apei plutea inelul gândacului, strălucind în lumina soarelui. Dar pentru a lua, trebuia să înfrunte un ultim obstacol, gânda o furtună de gândaci de bucătărie care apăra comoara. Prâslea, cu curajul său renumit, se aruncă în luptă. Folosindu-și abilitățile și inteligența, reuși să împrăștie gânda și să prindă inelul gândacului. Cu toate cele trei obiecte în posesie, se întoarse la palat unde fu întâmpinat cu mare bucurie și onoruri. Regele Șobolon cel al Feftelea și regina Gânda Camelia îi acordară titlul de cavaler al regatului de sufragerie și îi permis să folosească poțiunea magică. Dar Prâslea, cu o înțelepciune dobândită în urma încercărilor, decise să nu bea poțiunea. Își dădu seama că adevărata nemurire nu stă în viața veșnică, ci în faptele eroice și în amintirile celor care îl iubesc. Așa se încheie povestea lui Prisla cel Mărunt, un erou șobolan care ne învață că adevărata magie este curajul și înțelepciunea. Dacă v-a plăcut această poveste și vreți să mai auziți și altele, dați un like, share și subscribe. Și dacă nu, când s-ar putea să vă viziteze diseară.